După ce a mulțumit presei locale pentru imparțialitate, Remus Gușă, candidat pentru primăria Giurgiu, a declarat că a votat pentru normalitate și pentru viitorul copiilor din Giurgiu și nu numai. Astăzi voi vota pentru Giurgiu, pentru normalitate, pentru un oraș curat, pentru un viitor frumos, atât pentru copiii noștri, cât și pentru noi, adulții. Pentru că, după cum bine știm, Giurgiu a fost în suferință mare în ultimii ani de zile și sunt convins că, odată cu acest vot, Giurgiu va intra în normalitate, astfel încât aleșii să conștientizeze importanța apropierii față de giurgiuveni. Că, până la urmă, giurgiuvenii trimit aleșii în Consiliul Local, Consiliul Județean, în funcția de primar și președinte al Consiliului Județean.